Bună ziua, copii! Ați veți cunoaște un personaj surpriză care a călătorit de departe și ne vom plimba prin orașul minunilor. Pare interesant, nu-i așa? O farfurie zburătoare a aterizat într-o dimineață în orașul minunilor. O ușă s-a deschis și a coborât un mic extraterestru pe nume Tex. Acesta era verde din cap până în picioare, iar în timp ce Tex se uita speriat în jur, au apărut Andy și Dana, colegi în clasa a doua. Te putem ajuta? L-au întrebat copiii. Unde am aterizat? Întrebă Tex. În orașul minunilor, au răspuns cei doi. Mi s-a defectat farfuria zburătoare, cred că nu voi mai putea pleca de aici, spuse Tex necăjit. Te ajutăm noi. Vom merge la domnul Ionescu, mecanicul auto. El repară mașinile tuturor oamenilor din oraș, este foarte priceput și cunoscut de toată lumea. Poate se pricepe și la nava ta. Domnul Ionescu a fost încântat să poată fi de folos. A reușit să repare nava lui Tex. Vă mulțumesc pentru ajutor! Dar înainte să plec, aș vrea să mănânc ceva. Mă puteți ajuta? Întrebă Tex. Acum, dragi copii, unde credeți voi că l-au dus Andy și Dana pe Tex să mănânce? Este corect dacă ați răspuns la restaurant sau pizzerie, dar știți voi cum se numește cel care pregătește mâncarea la restaurant? Așa e, bucătarul. Domnul Popa, bucătarul, face mâncare gustoasă pentru oamenii din oraș. Este foarte cunoscut și lăudat de toată lumea, spuse Andy. Tex a mâncat pe săturate. Oare aș putea să vă mai rog ceva? Spuse Tex. Mă doare puțin capul și îmi curge nasul. Credeți că mă poate ajuta cineva? Unde credeți că l-au dus copiii pe Tex? Dacă ați răspuns la spital, la policlinică sau la dispensar, este foarte bine. Dar știți voi cum se numește persoana care tratează oamenii când sunt bolnavi? Așa e, medic sau doctor? Doamna Gavrilă este medic și tratează foarte bine locuitorii orașului. Este o persoană foarte importantă. Acum mă simt foarte bine, dar aș vrea să mă îmbrac și eu ca tine, Andy. Mă poți ajuta? Nu cred că hainele din magazine ți s-ar potrivi. Ești puțin diferit de noi, spuse Andy. Dar știu pe cineva care ar putea să-ți facă haine pe măsura ta, interveni Dana. Am o idee. Haideți! Unde credeți voi că au mers copiii cu Tex? Așa e, la croitorie, unde doamna Georgescu, croitoria sa, i-a făcut haine noi lui Tex. Ea coase haine pentru mulți locuitori ai orașului minunilor. Când s-au înapoiat la navă, Tex a descoperit că și-a pierdut cheile și pormoneul. Vom merge să le declarăm pierdute, spuse Dana. Unde? Întrebă Tex. Oare știți voi, copii, cine se ocupă de găsirea obiectelor pierdute? Probabil ați răspuns poliția. Este corect. Polițiștii ajută oamenii din oraș când au probleme, iar doamna Enache, polițista, le-a ajutat pe Tex să-și găsească lucrurile. Mi-a plăcut mult în orașul vostru, chiar este un oraș al minunilor, toată lumea știe să facă ceva, aș vrea să mai cunosc și alți oameni, dar mă așteaptă părinții mei, precis sunt îngrijorați. Poate-mi scrieți un scurt bilet în care să-mi prezentați și alți oameni importanți pentru orașul vostru. La revedere, Andy! La revedere, Dana! Andy și Dana au trimis bilete în care i-au scris lui Tex despre alți oameni importanți din oraș. Acum vă invit și pe voi să luați caietul de dezvoltare personală și să scrieți un bilet în care să-i prezentați lui Tex de ce sunt importanți pompierii într-o localitate. Sau stomatologii, brutarii, învățătorii, vânzătorii, cofetarii sau alte meserii sau ocupații la alegerea voastră. Mult succes!